În conformitate cu dispozițiile articolului 133 alineatul 1 litera A, articolul 134 alineatul 1 litera A, articolul 96 alineatul 1 litera B, din nou G numărul 57/2019, și ale dispoziției primar comunal de an numărul 53 din 6/6/2022, a fost invitat să participați la ședința ordinară de astăzi. Din cei 11 consilieri locali, sunt prezenți 7. Lipsesc. Domnul viceprimar este motivat. Domnul Stratulat, domnul Popa și domnul Rață sunt nemotivați. Fiind prezent majoritatea consilierilor locali, ședința este legat Consiliului și își poate începe lucrările. Având în vedere prevederea articolului 38 al 15 din 9G57/2019, supun spre aprobare procesul verbal chiar la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci procesul verbal a fost adoptat cu 7 voturi, cu majoritatea consilierilor prezenți. Așadar, ședința face pe doamna Excursi TV, doamna Gherasul Escurmiță, doamna Stratulat Corina, doamna Macara Cristina și doamna Rufu Laura. Acum, în conformitate cu prevederile articolului 36 alineatul 11, domnul primar retrage proiectul numărul 1 de pe ordine de zi, deoarece nu are ăsta avizul comisiei numărul 3, care este comisia... Păi 1 și 2, nu? Da, dar nu are comisia numărul 3. Păi îl retrage și 2, nu? Păi nu, de ce? La 2 nu a comisia. Nu, atâta, pentru că am pus două articole, unul cu trecerea din domeniul public în privat și articolul cu... Da. Da. Așa. Deci, ca să știți, proiectul numărul 1 privind trecerea unui punct de domeniul public în domeniul privat al dreptului de proprietate al imobilului identificat pe numărul cadastral 620772, proprietate publică a Comunei Ardioan, situat în satul Ardioan, de fapt, Iliești, Comuna Ardioan de Subacău, în vederea desfințării, demolare, clădire, școală Ardioan, Iliești, Comuna Ardioan de Subacău, în vederea edificării unei construcții sală sport, 102 locuri, în Comuna Ardioan de Subacău. Deci, acest proiect, viitor în zi, este retras de către domnul primar, de trimite legea. Acum, dau cuvântul domnului președinte, este pe iată încă lucrărilor. Adică, la... Nu mai am control. Nu, la aici. Mulțumesc pentru crederea acordată și pentru că voi conduce la de ședință conform normelor legale și democratice. Așa. Proiect de hotărâre privind înregistrarea Comunei Ardeoni, județul Bacău, Sistemul Național Teritoriu de Plată, SINIE-OEM, online, a impozitelor și taxelor locale, liceul UNCRO. Utilizând cardul bancar, instalarea unui termen de plată POE, precum și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar. Inițiator, privat Victor de acolo. Comisia... Care aveți comisia? Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul numărul 3225 din 06-05-2022, conform ordonanței numărul 47 din 2022, în vederea ajustării prețurilor aferente contractului, sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public din Comuna Ardeoan, județul Bacău. Inițiator, primar Victor de acolo. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale în sensul anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 datorate bugetului local. Inițiator primar Victor de acolo. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statutul de funcție și numărului de personal din aparat de specialitate al primarului Comunei Ardeoan, județul Bacău, pentru anul 2022, inițiator primar Victor de acolo. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea, complementarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Ardeoan, înscris în CF număr 60564, având numărul de cadastru 60564 al Comunei Ardeoan, județul Bacău, cu bunurile compuse din
zid de sprijin existente, drumul comunal DC178 Leontinești, inițiator, primar Victor de acolo. Așa, aici avem diverse. Intrăm în ordine de zi. Supunem spre aprobare. A, supunem spre aprobare ordinea de zi în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Intrăm în ordine de zi. Proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind înregistrarea Comunei Ardeaua, județul Bacău, în sistemul național electronic de plată, SNEP, online, a impozitelor și taxelor locale, ghișeul utilizând cardul bancar, instalarea unui terminal de plată POS, precum și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar. Comisia care, comisia 1, domnul Moise Cosmin. Disfavorabil. Așa, dau cuvântul doamnei Strătula Corina pentru prezentarea raportului de specialitate. Potrivit prevederilor hotărârii Guvernului României numărul 1235 din 2010 privind Sistemul Național Electronic de Plată Online, modificată și completată și prin hotărârea Guvernului 1070 din 2013, decizia ADR numărul 34 din 2021 pentru aprobarea normelor metodologice și tehnice de aplicare a hotărârii Guvernului numărul 1235 din 2010 privind Sistemul Național Electronic de Plată Online. Prevederile articolului 3 alineatul 1. În vederea prezei de către contribuabile persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice autorizate sau alte entități fără personalitate juridică a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat prin utilizarea mijloacelor electronice de plată sau de alte mijloace de plată, instituțiile publice care desfășoară activități de încasare a acestor obligații se vor înregistra în SNEP pentru furnizarea informațiilor privind cuantumul acestora și pentru asigurarea accesului la o soluție de plată electronică a respectivelor obligații. În vederea încasării plăților și prevăzute la articolul 1, prin intermediul ghișeului virtual, entitățile beneficiare de respectivelor plăți se vor înregistra în SNEP. Cheltuielile privind înregistrarea în SNEP și interfațarea, inclusiv cele aferente conectării la acestea, sunt suportate de către instituțiile publice. Pentru încasarea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat, fiecare instituție publică va deschide la furnizorul de servicii de acceptare de plăți electronice un cont colector unic. Comisionul aferent plății electronice, UCAR, este suportat de către plătitor pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute, către furnizorul său de servicii de plată și beneficiarul plății pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii. Dacă dorești, nu. Liberal dat. POS-ul? Da. Și avem un raport de specialitate privind introducerea sistemelor moderne de plată. Conform ordonanței de urgență a Guvernului 1193 din 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, modificată și completată prin legea numărul 128 din 9-5-2022, operatorii economici, furnizori de servicii de utilitate publică, precum și instituțiile și autoritățile publice, care încasează impozite, taxe, contribuții, amenzi, dobânzi, penalități de întârziere, penalități, tarife, alte obligații de plată, au obligația să accepte încasări și prin intermediul cardurilor de debit, de credit sau preplătite, atât prin intermediul unui terminal POS, cât și prin aplicații care facilitează acceptarea plăților electronice. Operatorii economici, furnizori de servicii de utilitate publică, precum și instituțiile și autoritățile publice, care încasează impozite, taxe, contribuții, amenzi, dobânzi, penalități, penalități de întârziere, tarife sau alte obligații de plată, au obligația să accepte încasarea sumelor printr-un sistem electronic de plată la distanță sau online. Agenții economici, instituțiile publice și persoanele juridice, prevăzute la articolul 1, vor întreprinde măsurile necesare pentru a instala terminale de plată, având posibilitatea de a-și alege instituția acceptantă. Mulțumim, doamnei Strătula Corina, dacă cineva dorește să ia cuvânt. Supun la proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine
Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale în sensul anulării accesoriilor în cazul obligațiilor tributare restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local. Aviz. Comisia 1, domnul Moise Cosmin. Disfavorabil. Stratulat. Dau cuvântul doamnei Stratulat Corina, da. Având în vedere solicitarea anumitei Cuba Valeria de a beneficia de facilitățile fiscale folosite de ordonanța de urgență a Guvernului numărul 69 din 2020 pentru modificarea și completarea legii numărul 227 din 2015 prin codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale modificate și completate prin ordonanța de urgență numărul 130 din 2021 prin punerea de măsuri fiscale bugetare, prolongarea unor termene, precum și modificările și completările unor acte normative. În cadrul obligațiilor fiscale bugetare restante la data de 31 martie 2020, inclusiv datorate bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplică de către autoritățile, de către unitățile administrative teritoriale opțional, cu condiția ca aplicarea acestor prevederi să fie stabilită prin hotărâre a Consiliului Local. Prin hotărârea prevăzută la liniatul 1, Consiliul Local aprobă și procedura de acordare a anulării accesoriilor debitorii care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor bugetare a accesorii potrivit prezentului capitol, pot notifica organul fiscal central cu privire la intenția lor până la cel mai târziu, la data depunerii cereri de anulare a accesorilor prevăzute la articolul 9, litera D, și avem termenul de 30 iunie 2022 inclusiv. Debitorii care la data de 30 iunie 2022 inclusiv au cereri de rambursare sau în curs de soluționare pentru care ulterior acestei date organul fiscal respinge total sau parțial rambursarea, beneficiază de anularea obligațiilor bugetare accesorii potrivit prezentului capitol, dacă achită obligațiile bugetare de care depinde anularea nestinse prin compensare cu sumele individualizate în cererea de rambursare în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea. Deci, procedura se aplică tuturor contribuabililor persoane fizice sau juridice care la data de 31 martie 2020 inclusiv au obligații bugetare principale restante administrate de organul fiscal local al Comunei Ardeon. Noi, ca să fiți să înțeleași, e vorba doar de penalități. Deci cei care au penalități până data de 31 martie 2020, deci, acum poate să depună cerere până la 30 iunie 2020, care să beneficieze de această putere. Dar se vorba numai de penalități, de evitusire, care de evitare, la mergem în general. Și dacă scutește, să-și achide acele obligații. Trebuie să achide, da. Deci, așa achide debitul și îi se scade penalitățile. Avem o persoană care a solicitat această scutire. Da. Mulțumim, doamnei Stătulat Corina. Dacă cineva dorește să ia cuvântul, supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține. Se trece la următorul proiect de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul numărul 3225 din 6.05.2022 conform ordonanței numărul 47 din 2022, în vederea ajustării prețurilor aferente contractului, sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente ale energiei în infrastructura de iluminat public comună Ardeoan, județul Bacău. Aviz Comisia 2, domnul Macadam Mogan, aviz la Bărăși. Dau cuvântul domnului Rusu Laura pentru a prezenta proiectul de specialitate. Raportul de specialitate. Da, bună ziua. În urma contractului care l-am încheiat cu firma SC Euro Audit Service, care face iluminatul stradal, ne-am făcut o solicitare prin adresa 420-27-5-2022 pe baza unei ordonanțe 47, care reglementează modificarea contractului, dar o să conform unei formule de calcul cu, odată cu schimbarea prețurilor care s-au produs datorită războiului și
A făcut solicitarea, formula de calcul este publicată în ordonanță, se face calculul conform unor indice de inflație care sunt postat pe site-ul de statistică, implică foarte puțin, 400 de lei. Asta e în funcție de când fac ei solicitarea. Dacă fac solicitarea luna viitoare, o să fie alții indici. La ora actuală e o diferență de 400 de lei pe tot contractul care îl avem încheiat cu cei de la Euro Audit Service. Conform ordonanței, noi suntem obligați să încheiem un act adițional în care să majorăm conform ordonanței prețul contractului, valoarea contractului. Deci e vorba de 400 de lei. Mulțumim, doamnei urmărești la ora. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, supun la vot proiectul de hotărâre la forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține și. Se trece la următorul proiect al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statului de funcții și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Ardeaua, județul Bacău, pentru anul 2022. Inițiator primar Victor de Arcolo. Aviz, Comisia 2, domnul Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Dau cuvântul domnului secretar general pentru a prezenta raportul de specialitate. Domnule, știți, de fiecare dată când suportă modificări organigramă și statul de funcție, trebuie să adoptăm ședința de Consiliul Local. Deci, postul de consilier superior care a fost supus la concurs nu s-a prezentat nimeni. Am făcut modificarea, după cum știți, l-am făcut consilier debutant ca să acordăm o plajă mai mare, adică de persoane care să poată să scrie la concurs pentru a ocupa acest post. Deci acest post a fost organizat concurs, a câștigat o domnișoară, deci automat acum trebuie să apară în statul de funcție și organigramă, să apară postul ocupat cu nominal. Am mai avut tot la concurs și postul de șofer. Am mai avut un, știți că v-am spus că am luat budul excavatorul ăsta și cu o să vină și damparul ăla. Nu s-a dat un post pentru șofer, am fost postul de șofer la concurs, nu s-a înscris niciunul, nu am niciun dosar. Deoarece am avut în documentație prins în organigrama precedentă ca să dețină vechime 2 ani. În postul de șofer. Dacă nu s-a scris nimeni, am făcut modificare și acum postul de șofer o să fie practic fără niciun fel de efectiv, ca să știi. Și după aceea o să trebuiască scos iar din nou postul de șofer la concurs, dar în momentul în care se ocupă, o să devenim iarăși cu o modificare de organigramă ca să spun în nominal exact cine va fi persoana pe postul respectiv. Asta. Mulțumim, domnul secretar general. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Supun la voi proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea, completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Ardeaua, înscris în CF număr 60564, având numărul cadastral 60564 al Comunei Ardeaua, județul Bacău, cu bunurile compuse din zid de sprijin existent pe drumul comunal DC171 de Untenești. Aviz Comisia 2, domnul Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Dau cuvântul doamnei Chirasănescu Luminița pentru a prezenta raportul de specialitate. Raportul de specialitate privind introducerea în domeniul public al zidului de sprijin existent al drumului comunal 168 din Tenești, carte funciară numărul 60564 al Comunei Ardeaua, județul Bacău. Având în vedere interesul local al Comunei Ardeaua, județul Bacău pentru dezvoltarea unei infrastructuri moderne și necesare asigurării serviciilor de utilitate publică și necesitatea accesării de fonduri publice relevante pentru dezvoltarea durabilă a comunității, legea 227 de 2015 prin codul fiscal, modificări și completări de ulterioare, propun spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Ardeaua introducerea în domeniul public al zidului de sprijin existent al drumului comunal 178 de Ginești, carte funciară 6564. Este vorba de zidul de sprijin de la Ciujmea în satul Ionteneș, care apucă spre strada Râului.
E vorba acolo unde a domnul Vălan? Ca să știți că o să fie nevoie de intervenție asupra lui, pentru că dacă o să facă drumul, automat o să... Noi am încercat, adică acum am încercat, o propunem adică să-l avem și cu acte legat, dar ce se regăsește în toate schițele cadastrale. Și acum noi nu știm dacă pe CNI-2, cum o fi să fac, probabil că, nu știu, dacă nu, nu o să apară din fața de proiectare acolo la București, să nu rămâne cu el în aer. Pentru că dacă se duce prin atunci, nu o să o facă ei. Asta, ca să nu-și facem noi investiția, adică să rămâne cu dar trebuie făcut, cu deteriorat sunt. Da. Mulțumim, doamne Gherasimescu, Luminița, dacă dorește cineva să ia la cuvântul, dacă nu supun la vostru cred că hotărâre în forma prezentată de executiv, cine este pentru, cine este împotrivă, dacă se ascunde cineva. La șapte diverse, dacă vrea cineva să ia cuvântul. Da? Da, vă rog. Dar doresc să duc la cunoștința Consiliului Local despre demisia domnului consilier Ioriță Popa din motive personale. Și urmează să facem demersurile necesare pentru a veni un nou consilier de pe listele Partidului Social Democrat. Vă prezint aici demisia, domnul secretar, aveți și raportul de activitate al dânsului 2021, cheile de la fișier. O contactez și eu și probabil și vreau să dacă o să aveți o întâlnire cu el, o să depun și o declarație de avere de interes la finalul mandatului. Dar a depus-o. A depus-o pentru anul 2021 și o să credească una, ca așa se face, ca procedură. Am înțeles, da, vorbim și unul, da. Da, se face pe decât de revedere, trebuie să da finalul mandatului. Am înțeles. Prin perioada limitată, 1 ianuarie 2022, cât e aici așa, 25-2022, dacă spune. Da. Am înțeles, se vorbim, vedeți așa. Da, mulțumesc. Aveți pe cineva sau iau... O să discutăm, nu mult să fie în ordine, o să discutăm. Da? Da. Deci noi înseamnă că astăzi vom act de demisia domnului. Exact, și urmează să vedem cine vine pe listă. Da. Mulțumesc. Fiind depuizate toate problemele la ordine, deci la înțisei lucrările ședinței.